sfința de Dumnezeu. Ce este omul prin el însuși? Un neant, un întuneric, plin de mizerie, supus degradării. Prin el însuși este incapabil să gândească și cum să gândească și ce anume să-și dorească spre binele lui adevărat. Avem, deci, o mare nevoie de Harul lui Dumnezeu pentru a cunoaște binele, a nu-l confunda cu răul și a folosi mijloacele cele mai bune pentru a îndreptura acest rău. Aceasta nu se obține decât prin rugăciune. Fără mine, nimic nu puteți face. Cine se dispensează de rugăciune, pierde ajutorul lui Dumnezeu și mintea lui rămâne întunecată, iar viața lui este o permanentă rătăcire.